Ok, bine ați venit la un nou videoclip. Eu sunt Vimirica, stați puțin să dau muzica, adică să o închid. Ok? În acest videoclip vom dezbate următoarele teme. Penguin Party, mai sunt 10 zile până la Crăciun, ce bine. Avem un item, sunt shop. Și care sunt avantajele unui membru după ce nu mai este membru. Adică în momentul când îți expiră contul de membru, devii non-membru. Dar să rămână anumite avantaje, vorbim imediat despre ele. Suntem la party. Pentru pinguini, da? Ok. Vă arăt mai întâi ce se întâmplă dacă apăsați aici, vă dă câte o înghețată. Dar dacă apeși în colțul diferit, îți dă diverse culoare de înghețată. Da, acum mie mi-a dat deja una. Dar am primit și albastru și verde și mai multă. Ok, în shop. În shop de non-membru avem acest scaunel care se poate schimba culoarea, de se schimbă culoarea numai la pernă. Și se asortează cu acest covoraș care tot așa se schimbă culoarea. Foarte interesant. Ok, aici te îngheață și dacă apeși pe balon îți dă și un balon. Foarte interesant, te poți da și pe aici. Petrecerea pentru pinguini este foarte bună iarna. Pentru că iarna îți poți aranja casa cu lucruri de aici, pentru că sunt toate de iarnă, sunt toate de gheață. Ok. Trecem la următoarea temă, 10 zile până la Crăciun. Trebuie să mergem în tau și pijama. Da, e plin în tau și pijama. Nu uitați că azi este rar item day. Azi este rar item day, s-ar putea să fie un rar foarte tare. Ok, am intrat. Calendar, azi suntem în 11, ne situăm pe undeva pe aici. Deci rar item day, da, o să fie foarte tare. 11. Până pe 21, 22 când se va termina cu animalele, de aici, imediat cum animalele intră în shop, Animal Jam va închide Animal Jam pentru 2 ore și îl va deschide cu iarna. O să fie foarte, foarte, foarte interesant. Ok. Trecem la următoarea noastră temă, New Items in Shop. Pilgrim Hat este foarte interesantă această pălărie, are și barbă, foarte interesantă și este foarte beta. Eu m-am apucat și eu să-mi iau 3 bucăți, da, dar am niște conturi care sunt pline, pline ochi cu chestii, am dat câteva cadouri la niște geamări și acum mi-au cam rămas pe aici și mi-o ocupă inventarul. Ok. Sunt puțin răcit, am 2 Freedom Helmet, o să mai fac un cadou și am un Worm care încă vreau să-l dau pentru cineva care îmi zice un cont de membru. Deci, cine îmi zice un cont de membru care este bun și care nu o să schimbe parola, o să primească de la mine acel Worm. Ok. Următoarea temă, avantajele unui membru. Ok. Deci, în primul rând, non-membrii care sunt non-membrii de când s-au născut, au numai 100. Membrii au 200 de haine. În momentul când se expiră, o să-ți rămână 200. La fel și la inventar. În inventar, ai în inventarul dat de mobilă, non-membrii au 200. Iar membrii au 300. Și dacă ai fost membru, tot 300 ai. Ok. Pentru non-membrii, cum se pot diferenția de cei care nu mai sunt membri. Pe ei, priviți de exemplu acest geamăr, el s-a născut membru, adică imediat după ce și-a schimbat culoarea a devenit membru. Asta înseamnă că el e membru de mult. Da? Ok. Aceasta este medalia care dovedește că un om este sau nu membru. Nu doar după asta. Ne putem uita și la cei care nu sunt membri și care au fost membri. De exemplu, ea încă este membru. Uite, aici, peste o lună, nu o să mai fie membru. Și totuși o să aibă această medalie. Da? Ok. Ok, acesta a fost și videoclipul de astăzi. Vă arăt repede și noutățile din celălalt shop.
Da, o măsuță și astea sunt, o să fie foarte beta după ce ies din shop, da? Ok, așa că cumpărați-vi-le de multe ori. Ca după aia să faceți numai triduri bune cu ele. Acesta a fost videoclipul, nu uitați să vă abonați, să comentați și să dați like la videoclip și să vă uitați și la altele, că merită. La revedere!